să vă mai spun că înainte să vă povestim unde a fost dedicul împreună cu familia, noi avem aici dezbateri continue la emisiune. Mie tot timpul frig, lor le tot timpul cald. Eu rog pe Finu și pe Coca să oprească aerul condiționat, ei să o pornească. Deci nu ne potrivim neam. În fine, dar nu toată lumea este așa zgribulită ca mine. Oamenii serioși își iau o geacă mai groasă și își văd de treabă. Ba chiar se încumetă să plece în călătorie cu tot cu copiii. De exemplu, așa cum spuneam, familia lui dedicul continuă seria aventurilor și ne arată și nouă noile peripeții din Valea Vrigului. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Deja Ivan Carne, Ingrid Morcov, vrează să citim o carte, toți sunt în față, ia să-mi arăt și pe ei. Vorbim mai încet pentru că doar Meilan, să sperăm că veți auzi. Eu când mă gândesc la Avric, mă gândesc la aparatul în Kertan. Așa arată cazarea noastră și spațiul ăsta mare de joacă pentru copii. Lănescu s-a dat cu craci în sus. Mâine o să mergem la ferma de cerbi, o să fie super drăguț. Da, iubito, mâine o să vezi cerbi la fermă. Tare, nu? Păi mergem la cai, după care mergem la cerbi. Wow, yes! Dragilor, a venit momentul să călărim și draga mea Iza, vom fi parteneri astăzi și ne vom plimba. Cam ăsta este peisajul care se vede în plimbarea noastră, exact de la pensiune. Acesta este peisajul pe care îl vedem. Da. Ia uite, fetița noastră de 2 ani știe deja la cât e ceasul. Știe că urmează să primească. Draga mea, ia uite, iubit, ce faci tu? În interiorul țarcului avem în momentul de față 6 masculi. Vili, masculul alfa, o să-l vedem cât de curând, că e chel, ne dăm seama despre el. El este Vili, care s-a lepădat de coarne recent. Masculul alfa. Am revenit cu probleme de parenting, căci ce-ar putea să discute niște părinți preocupați de familia lor, mai ales când familia este atât de cool și își dorește tot ce e mai bun pentru cei din jur, așa-i? Așa e, bună dimineața, bine v-ați întors! Bine v-am regăsit, uite, în formulă completă, da, de data asta am luat-o pe Ingrid cu noi. N-a fost dor de tine, Micuțo! Ingrid are o problemă, Ingrid. Trebuie să-și dea cu al doilea ruj. Fetița voastră crește. Fetița noastră crește. Așa este, da, să o lăsăm să-și facă momentul. Da. Într-adevăr, am început discuția înainte cu situații despre parenting și te felicitam pentru postarea pe care ai făcut-o aseară, care vorbește despre adevărul tuturor părinților, despre care prea puțini vorbesc, mai ales la nivelul tău, o persoană atât de publică. Sigur că noi știm că toți au astfel de probleme, ne certăm și cu copiii și între noi, dar prea puțin vorbesc și mi s-a părut așa un gest super frumos din partea ta, ți-am scris și pe Instagram. Măi, ai vorbit despre realitatea tuturor părinților și e bine că vine așa de sus, pentru că foarte mulți au regăsit, logic. Știi de ce e important să spunem lucrurile exact așa cum sunt? Pentru că nu te mai simți singur.
Da, exact când, asta s-a întâmplat când, și în cazul când tău. Când ai fix. Sentimentul că, de fapt, nu doar ție ți se întâmplă asta, încep să crezi că e totuși o normalitate și nu te mai frustrează. Dar să nu mai vorbim despre lucrurile, de fapt, nu sunt neapărat neplăcute, este o realitate, da? Exact. Cum a fost pentru voi pe Valea Vrigului? Măi, foarte frumos. Valea Vrigului este o zonă foarte interesantă de explorat, mai ales că lumea nu o prea cunoaște. Deci este o zonă foarte frumoasă, prea puțin promovată. E adevărat că noi am mai primit, de exemplu, comentarii că facem prea publice niște locuri care încă sunt neatinse de oameni. Dar până tocmai la urmă, de aceea. Da, scopul nostru este să promovăm turismul și acolo, pentru că în zonele respective sunt oameni care își doresc ca acea zonă să fie mai promovată, să facă agroturism și atunci noi venim în perspectiva aceasta. De asta și într-una dintre edițiile trecute noi am spus, aveți grijă de natură, aveți grijă ce lăsați în urma voastră, pentru că, ok, mergem, descoperim, călătorim, dar avem grijă de ce lăsăm în spate. Dar voi sunteți cumva tot în zona aceea de părinți care chiar asta căutați, zone neexploatate. Adică chiar asta vă doriți, să nu fie trafic până da. Acolo, să găsiți lucruri cât mai autentice, nu? Exact. Căutăm întotdeauna, în primul rând, business-uri de familie, să susținem partea asta de familie, familie, oameni tineri, la început de drum, ne place foarte mult ideea asta. Într-adevăr, nu aglomerat, nu mergem niciodată în locuri. O singură dată am mers la Valea Zânelor, unde da. Eu nu am vrut să mergem oricum, am avut o situație și acolo. Da, am povestit atunci normal. Că am vrut să creez o poveste frumoasă pentru Ingrid, care până la urmă a funcționat, știi, dincolo de faptul că era trafic, locul e frumos și am zis că merită să-l vadă. Da, ok, eu am în continuare părerea că e simpatic, dar cu doi copii am găsit până la urmă râul de acolo și ne-am jucat cu picioarele goale în râu și am scos-o bine și pe partea asta, dar da, întotdeauna căutăm variante cât mai puțin aglomerate și ne este cam tot timpul. Chiar e... Da, chiar ne-a reușit până acum. Uite și Valea Avrigului este o variantă foarte bună. Este la 26 de kilometri de Sibiu, deci practic dacă vrem să mergem într-o zonă ceva mai aglomerată, dar într-un oraș foarte frumos, putem să o facem liniștit. E un pic mai departe totuși. Da, sunt 3 ore și jumătate de la București la Valea Avrigului, dar cumva ți-am mai spus eu în niște ediții precedente că mai și împingem puțin limita ca să, până la urmă, să extindem plus și orizonturile. Plus că mai e ceva, voi sunteți din București, dar sunt telespectatori care probabil stau mai aproape de zona aceea și e important să o cunoască. Exact la asta ne-am gândit, că într-adevăr noi ne-am raportat tot timpul la plecarea din București, dar într-adevăr sunt oameni care stau în alte zone ale țării și poate pentru ei chiar este o distanță mai scurtă. Și ar mai fi interesant de spus un lucru, pentru că voi se poate spune că aveți experiență în părințeală, ca să zic așa. Sunt spații de cazare care trebuie să îndeplinească niște condiții pentru a face viața ușoară. Și s-ar putea să ratezi câteva deplasări pentru că nu ții cont de ele și de aia poate că ar trebui să le puneți cu liniuță. Spre exemplu, să aibă un loc ușor de joacă, cât de exact. Mic. O pajiște cât de cât. Exact, să nu existe multe scări. Exact. Am pățit asta cu scări. Valea Avrigului chiar am nimerit un loc de cazare foarte frumos. Era un resort pentru familii, cu pajiște dreaptă foarte mare, cu loc de joacă pentru copii. La cu multe jucării puse la dispoziție pentru copii, iar este o chestie importantă. Asta, multe biciclete mici, mari, toate vârstele de biciclete, toate, știi, a fost wow pentru noi. Am Ați fost putea chiar să faceți într-adevăr o postare în care să spuneți care sunt lucrurile pe care ar trebui să le îndeplinească un spațiu, să fie, să ușureze weekendul părinților sau vacanța. Da, sunt foarte puține lucruri, de fapt. Știi că este foarte, nu trebuie foarte mult. Părinții au nevoie de foarte puțin, de fapt, să nu fie foarte încărcat, să nu fie foarte, să fie cât mai liber, de exemplu, cât mai drept. Visul meu este să găsesc oriunde mă duc, să găsesc spațiu de stat la masă, să aibă lângă un loc de joacă. Așa este acolo, în curte. Deci în față sunt leagăne, topogan, jucării, deci acolo e micul dejun și în fața ai... Minunat. Pajiștea care este lipsită de primejdi și chiar și în interior ei au un spațiu de joacă pentru copii fix lângă masă, cum spui tu. Nu este cel mai mare, dar era suficient de bun pentru că puteai să supraveghezi copilul, era cumva în circuit și era în siguranță și atunci, da, varianta ideală pentru orice părinte. Pe Valea Avrigului mai este interesant că avem Poiana Neamțului, cumva, unde se termină zona turistică Valea Avrigului, începe zona sălbatică Poiana Neamțului, care este o zonă istorică, a împlinit 100 de ani de curând și acolo avem prima fermă de cerbi și ciute din România, care e foarte mișto, mai ales pentru copii, unde am descoperit și eu că ciuta este diferită de căprioară, în caz că aveați și voi impresia că ciuta și căprioara sunt același lucru. Ei bine, iată că nu.
Sunt convinsă că v-ați pus această întrebare. Chiar sincer. Eu nici nu căutam pe Google acum definiție ciută. Da. Îți spun eu, sunt specii ușor diferite, chiar dacă seamănă. Dar iată că, vezi, cu ocazia asta mai învățăm și noi niște lucruri. Corect. Pentru că, sincer, pentru mine căprioara însemna același lucru cu ciuta. Și mergând la fermă, am avut acolo pe tipul care ne explica și uite, am descoperit și lucrul ăsta. Partea frumoasă, dacă pot să intervin puțin, este că acolo la fermă, nu este o, adică, să vă, nu vă imaginați că este o fermă, în fapt este un spațiu imens în care ele stau ca și cum libere, iar da, în jurul, când ești afară de acolo, este un, un loc absolut spectaculos și frumos în care oricum copiii pot alerga și se pot juca. Este, natura este spectaculoasă acolo și când intri, dar și înăuntru. Adică este și ați fost frumos și în perioada asta când copacii chiar au... Da, și e foarte interesant că, chiar e frumos peisajul, acum deja pe crestele Făgărașilor este zăpadă, adică ai peisaje foarte, foarte frumoase și chiar ai o mulțime de lucruri de făcut într-un loc, practic mic așa ca perimetru. Corect. Dar poți să faci excursii de tot felul, drumeții și pentru cei care sunt mai experimentați și pentru cei care sunt la început de drum, putem să facem echitație. De exemplu, eu am mai fost pe Valea Avrigului și am făcut la un moment dat echitație în mijlocul pădurii și vreau să vă spun că a fost una dintre cele mai frumoase și liniștitoare experiențe din viața mea. E adevărat, atunci eram și fără copii, dar efectiv senzația că ești pe cal și ai intrat în pădure și auzeam numai păsările și natura efectiv, eu am început să plâng și vă spun sincer, a fost foarte, foarte frumos. Și atunci chiar sunt multe activități pe care le putem face, fie în cuplu, fie în familie, fie dacă vrei să mergi singur, să te relaxezi, să te regăsești. Da. Vă mulțumim că ați venit și astăzi. Abia așteptăm să vedem pe unde ne știi vă mai poartă pașii. Mie mi se face dor să vin. Nu știu, am început să mă obișnuiesc cu chestia asta. Și acum nu știu ce mă fac. Știi, uite, dacă intrăm în vacanță, după o să-mi fie dor de voi. Ei, nu intrăm, nu intrăm. Stai că mai până intrăm în vacanță, exact. Mai avem de muncă, nu? Știți câte mai avem de vorbit? Uite, și băieții câte mai au să ne spună. Și noi mai avem locuri frumoase de văzut. Ați fi foarte surprinși, dar definiția ciutei este mai mult decât vă așteptați. Ciuta. Femeia cerbului sau cerboaică sau epitet dat unei fete sau femei tinere suple cu mișcări vioaie și pline de eleganță. Deci ce ciută ești, Adela? Mai putea să-mi zici mai bine căprioară. Aveți o viață de serial, să știți, familia Dedicul. Avem și noi un cerb. Și cerbul nostru. Ce face ciuta ta?